PSD își va alege președintele înainte de Congresul Partidului, o premieră pentru un partid din România. Scrutinul pentru desemnarea celui care va prelua șefia Social-Democraților este programat cu o săptămână mai devreme, pe data de 11 octombrie. Inclusiv simpatizanții partidului vor avea șansa să-și exprime opțiunea prin intermediul unor chestionare. Statutul din anul 2013, când s-a modificat statutul Partidului Social-Democrat, s-au făcut modificări în ceea ce privește alegerea președintelui organizației naționale, în sensul în care acesta va fi ales de către toți membrii Partidului Social-Democrat. Inclusiv chiar și simpatizanții pot completa niște chestionare în care își pot exprima punctul de vedere. Ei nu au drept de vot, ca și simpatizanți. În județul Constanța vor fi amenajate secții de votare în toate comunele și orașele. În cadrul întrunirii din capitală, socialdemocrații au decis să nu sprijine moțiunea de cenzură care va fi depusă de liberali, Ponta fiind considerat în continuare cea mai bună soluție în acest moment. În ceea ce privește viitoarele alegeri pentru funcția de președinte al partidului, Liviu Dragnea nu exclude o posibilă candidatură.